mi-am gândit un sistem de gaming de 1500 de lei. Nu aveai cum să faci lucrul ăsta acum 3-4 luni de zile. Acum ai, chiar dacă depășești un pic, adică cu 200 de lei. Carcasă Cooler Master, placă de bază MSI B350, sursă de 450 din seria VS de la Corsair, mititelul ăsta care se cheamă 2200G, puternic de altfel, și un kit de memorii 8 GB la 2400, kit de memorii, dual channel. Cu este destinat tuturor celor ce nu au pretenții să joace totul pe rezoluție Full HD, cu totul pe Ultra. Sunt jocuri care merg pe low sau chiar pe medium, 30-40 de FPS, nu atingi bariera celor 60, dar sunt jocuri care în momentul în care scazi detaliile pe low sau chiar pe very low, fără să umbli la rezoluție, sunt acolo, la 60 de FPS-uri sau chiar le depășesc. Procesorul, nu ăsta, nu 2200G-ul, 2400G-ul se poate ridica și poate fi comparat cu un i5-8400 în combinație cu un 1030, un GT1030 de la Nvidia. Ăsta cred că se duce la același nivel, adică GT1030, dar procesorul este un pic mai slab. Eu l-aș compara cu ceva din seria Skylake, tot i5. De fiecare dată când am jucat ceva și am testat într-un joc anume, de fiecare dată am avut reacția, bă, nu se poate. Pentru că îți dă impresia că la interior ai un procesor și o placă video. Sunt anumite probleme cu el, nu trebuie să negi lucrul ăsta. Sunt anumite probleme, sunt anumite jocuri care nu rulează ca lumea, sunt anumite jocuri care se împiedică pe OpenGL. Este și un disclaimer pe site-ul AMD, ei recunosc că sunt anumite probleme în programe de randare sau în anumite titluri AAA. PUBG, într-adevăr, cu totul pe very low și în Full HD a fost undeva pe la 42 de FPS-uri, e jucabil. Dacă ești într-adevăr pasionat de chestia asta și vrei să joci PUBG-ul la 60 de FPS-uri, ești încăpățânat cu 60 de FPS-uri, mai reduci un pic rezoluția. Din ce am auzit și din ce am citit în ultima perioadă de timp, se pare că cel mai ok plăci de bază atunci când vorbim de compatibilitate cu APU sunt cele care au chipset B350. Singurele lucruri de care trebuie să țină cont, bine, la sistemele astea pe care noi le dăm, astea sunt deja rezolvate pentru că eu am atenționat pe colegii mei de la asamblare. Plăcile de bază, în momentul în care ai pus procesorul pe el, îți recunoaște procesorul ca fiind 2200 sau 2400 with Vega chips, dar nu poți să selectezi cantitatea de memorie pentru placa video integrată. Trebuie să-i faci update de BIOS ca să-ți apară opțiunea de îi dau mai mult de 256 sau 512 mega cât vine aia by default. În momentul în care ai făcut update de BIOS, apare acel meniu, te-ai dus frumos, ți-ai selectat 1 sau 2 giga, pa, la revedere, dragă, te apuci de jucat.